și de acasă, dar văd că ți-ai dat osteneala să vii dumneata la mine. Nu m-am așteptat. Vă sunt foarte recunoscătoare că ați dorit să mă cunoaște. Kneazul Serghei Dimitrievici. Am avut cinstea să fiu prezentat, doamnei Protasova. Pe partea mea, Neli îmi vorbește foarte des de dumneavoastră. Da, fost bune prietene. Suntem prietene și acum. Vă sunt foarte recunoscătoare că ați dorit să mă cunoașteți. L-am cunoscut foarte bine pe soțul dumitale. Era prieten cu Victor. Și venea deseori la noi. Înainte de a se fi mutat la Tambov. Mi se pare că acolo v-ați căsătorit, nu? Da. Ne-am căsătorit acolo. După aceea, când s-a întors la Moscova, nu l-am mai văzut. Nu se prea ducea nicăieri. Da. Nici nu mi-a dat prilejul să te cunosc. Ultima dată ne-am întâlnit la familia Denisov, la o reprezentație de binefacere. Vă aduceți aminte? A fost foarte plăcut. Ați jucat și dumneavoastră. Nu, n-am. A, ba da. Am jucat. Iertați-mă, Ana Dimitrievna. Știu că s-ar putea să nu vă facă plăcere ceea ce vă spun. Dar eu nu pot să mă prefac. Am venit la dumneavoastră pentru că Victor Mihailovici mi-a spus pentru că dumneavoastră ați vrut să mă cunoașteți. Și pentru... Nu am să vă spun mai bine tot. Dar dumneavoastră sunteți un om tare bun. Pe mine, vă rog să mă scuzați. Liza, nu știu și nici nu vreau să știu cum te numești după tata. Adriana. Tot una e, Liza. Mi-e milă de dumneata. O singură ființă mi-e dragă pe lume. Victor. Îi cunosc sufletul ca pe al meu. Știu. Știu. N-ai iubit încă nicio femeie. Dumneata ești cea de întâi. N-aș putea spune că nu sunt geloasă. Sunt geloasă. Însă noi, mamele, băiatul dumitale încă mic. Noi ne pregătim pentru ceasul ăsta. Mă pregăteam să dăruiesc soției lui fără pic de mâhnire. Dar să-l dau unei soții care să fie tot atât de neprihănită ca și el. Iartă-mă, Liza. Știu că n-ai nicio vină și că ești nenorocită. Dar îl cunosc și pe el. Este gata acum să îndure orice. Și va îndura. Fără să spună un cuvânt măcar. Însă,
va suferi mândria lui jignită și nu va fi fericită. Știu. Știu. Liza, dumneata ești o femeie bună, inteligentă. Dacă-l iubești, înseamnă să dorești fericirea lui mai mult decât pe-a dumitale. Iar dacă e așa, cum ai consimțit să-l legi de dumneata? Pentru că mai târziu să-i pare rău. Cu toate că el n-are să spună. N-are să mărturisească niciodată. Știu. Știu că n-are să mărturisească. Am gândit și eu la asta. Dar spuneți-mi cum să mă împotrivesc când el... El îmi spune că mă iubește. Eu am încercat, i-am spus să rămânem prieteni ca înainte, să... Să nu-și lege viața de existența mea nefericită. Nu vrea. Nu vrea să asculte. Nu vrea. Acum? Convingeți-l dumneavoastră. Eu nu voiesc. Eu îl iubesc oricum, pentru el. Nu pentru fericirea pe care mi-aș dori. Nu mai ajutați-mă. Nu mă dușmaniți. Deoarece amândouă îl iubim. Să încercăm împreună să-l facem fericit. Dacă împrejurările nu erau atât de grele, aș fi fost foarte bucuroasă. Am auzit-o. Mama, draga mea, eram încredințat că are să fie dragă și că totul are să se încheie cu bine. Nu, 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 nu e încă nimic hotărât. Mai te rog, te rog să nu te răzgândești.